Un eveniment inedit prin locație a avut loc aseară în Baia Sprie. Tinerii liberali din Maramureș au organizat în tunelul de la Puțul 5 o dezbatere pe tema regenerare urbană de la potențial la dezvoltare. Prin acestea, organizatorii au dorit să arate că se implică în găsirea unor perspective smart pentru viitorul comunităților. Este clar că avem o zonă în care trebuie să progresăm, avem o industrie și niște platforme industriale care au fost lăsate pradă izbeliștii. Aceste zone sunt un izvor de poluare și un izvor de regres social, impunând de cele mai multe disfuncții urbanistice la nivelul județului și la nivelul localităților cele mai importante. Noi, PNL Maramureș, am dat un semnal clar de soluții smart, în condițiile în care am ales o conducere și în fruntea acestea fiind cel mai tânăr președinte de filială din Maramureș. Eu cred că prin aceste dezbateri la care trebuie să participați voi și printr-o implicare din partea voastră, pentru că voi sunteți generația smart, voi sunteți cei care veniți cu ceva nou, cu ceva rapid și cu soluții, astfel încât dacă aveți o problemă azi, să o rezolvați tot azi și nu de dimineața până după masă, ci cel mult până la prânz. Eu cred că voi aveți soluții pentru multe din problemele pe care comunitatea de până astăzi n-a reușit încă să le soluționeze. Este conceptul prin care vă spun, după părerea mea, Uniunea Europeană dirijează bani înspre anumite țări, inclusiv înspre România, dar este un concept în așa fel gândit, încât să ducă la dezvoltarea acestor zone. După cum știți, la noi eternele povești că nu atragem suficiente fonduri, că nu atragem suficiente finanțări și nu ne dezvoltăm, se datorează și din cauza faptului că nu știm să ne organizăm, nu știm să facem ceea ce facem astăzi, să adunăm tinerii, să adunăm societatea și să colectăm ideile lor. Când vorbim despre regenerare urbană, regenerarea urbană implică o foarte mare componentă socială. Să știți că regenerarea urbană, avem un exemplu, este un exemplu destul de important în Italia, o zonă foarte similară cu cea de aici, tot în galerie de mine, în zona Marața, în care se produce în fiecare an un eveniment dedicat acestei mod de regenerare urbană prin predeschiderea sau găsirii unei noi funcțiuni galeriilor de mine. De-a lungul celor câteva zeci de minute cât a durat dezbaterea, s-a discutat și despre transportul electric, dar și despre utilizarea trotinetelor electrice. Ideile și propunerile rezultate aseară vor fi analizate de tinerii liberali, iar apoi vor fi făcute publice propuneri pentru proiecte de dezvoltare a comunităților urbane, pornind de la conceptul de Smart City.